Vă spun eu, o să iasă un chef de cinste. Lucrăm o țară și la detalii. Așa. Focul se conturează tot mai bine. Asta-i, dă-i. Vezi că e înăuntru, Claudiu. Pune jos și calcă-l un pic să-i treacă. Ce-i asta? Pe cine să-l călcă? Nu are treabă. Ce-i asta, domnule? Slămină de anul acesta. Ia-s-o, desfă-o, dezvelește-o. Slămina... De unde-i? Porcul crescut de părinții mei la Vișoara. Serios? Da. Slămina de Vișoara, da? Da, uite așa, șoric, crud. Cam subțire, am tăiat, noi nu suportăm că slănina groasă și am tăiat așa de două degete slănină ca să rămână mai subțire. Deci a fost de 4 degete până la urmă. Cam așa, așa era. Aha, wow! A fost foarte mare, așa vrustea. N-a avut gripă, nu? Ștergel un pic că era... Nu, gripă umană, știi? Pe bolbea la aia cu noi. Nu, n-a avut. Hai să vedem cum faci. Pregătești, da? Încercăm să facem niște felii frumoase, știi? Hai să vedem. Asta e. Focul lui pânzăriu arde. Foarte bine, abia așteaptă. Țepuș aveți? Nu, că facem pe grătare. A, da. Foarte crud șoricul și... Și mai tare, ce zici? Mai tare, că e foame mare, nu? Nu, e lumea înfometată, nene. Văd că este și colac aici. Lăsăm și la domnul Rotar un pic când vine din Ungaria. Se lasă. Vine înfometat de acolo, îți dai seama. De gulaș. Nu. Guiaș. Guiaș. Te-am văzut mâncând guiaș. Da, să știi că e super meserios. Da, mi-ai făcut poftă. Ai, ce bun e. Deci dacă mergi în Ungaria... Cu poftă îl mâncai? Trebuie neapărat să faci o partidă de guiaș. Sigur. Focul în pânzariu se întețește. Să vedem cum o să se comporte slăina lui Berari până la urmă. Asul pinguinului Dino. Ce dansul pinguinului, dansul slăninii, mă, să vezi ce foc face pânzariu afară. Deci face un foc pânzariu acolo, numai să avem ce prăji. Da, hai tu, fă-ți acolo. Da, pentru prieteni. Fă-ți acolo treaba. Viața ta, că se supără și nu te mai lasă să faci misiunea pe spatele lui. Nu, se supără, vezi de treaba. Dansul pinguinului. Dane? De când te ocupi tu de pirotehnică? Povară de când eram mic, îmi plăcea să fac focuri. Serios? Da, da. Ce focuri făceai? Depinde, și de St. George, și de mai multe chestii. Așa, așa, focurile de St. George. Ce aprindeați atunci? Cauciucuri. Cauciucuri, da? Corect. Și grămezi de vreascuri. Reclama secolului. Avem pe dracu. Cum era melodia aia? De ce, mă? Nu știu ce. Nu am zis la rinichi să sună la radio. Ce zice pe la rinichi? Nu. Greu, mă. Hai, încă o dată, să vedem. Nu mai merge, da? Foarte greu, mă, doar călcâie. Da, uite, hai că avem capra de lemne aici și o punem acolo să sar peste ea, să faci și șmecherii de trial. Da? Serios. Trial bike? Ia. Stai, dar e Cristian Răzmaș, el e cu trial bike. El e cu inaction. Noi suntem cu injection. Ai văzut ce floare turbată? Ce culoare sau ce floare? Floare turbată, frunze, cum se numește. Ce plantă, aha, foarte frumoasă. Ia spune cum se numește. Hai să-i tăiem pe porci, unde sunt porci? Godinaj. Ia, normal, din timp normal. Slănina mată, nu? Da, da, da.
Mai mult să descarc tot, atunci, nu știu, scriu. Nu te arzea ce grătare era. E ceapă, e nea, nu. Zece grătare sănătoase, să fie. Bine că nu sunt tu, că curățina sună pe 5 ani. Nu m-a ajutat să fac știrea aia. Imediat. Ce știre, nu fac știrea. Ce știre? Nu, nu puteți să-ți iei, nu fac știrea. Și ce să-ți facă? Domnul, puteți să mă ajute, că-mi dă niște imagini. Da, da, da. Mai doi. Avem un doi lei la mare. Doi lei de ceapă. Câte grătare? 10 grătare. Doi lei de ceapă. Bine. Ciao. Doi lei de ceapă. Doi lei de ceapă. Și cine a vorbit? Emilie Chidi. Și ce aduce? Ceapă de parc. Wow. Grătare. Wow, wow, wow. Hai, grătare. Îmi dau să zic că am rămas. He, he, he. Acum începe adevărata artă. Ia să vedem aici cum se pregătesc grătarele. Ceafă? Cumpărată de la o firmă ce-o ars, dar și-o revenit. Aha. Și ne bucurăm. Da. Că au putut să-și revină și le urăm sănătate. Hai, Dinulescu, să vedem cum faci micii aia. Fă-i mari. Bă, Dinu, ia niște ulei, mă. Ia. Oameni buni, în acest moment se prepară micii și grătoarele. Focul lui Dan Pânzariu a făcut jarul necesar. Deci, Dan, ești pregătit? Ai jar? Foarte bun. Hai, să-l vezi. Hai că vin mai aproape. Bă, și ai un strat gros, mă, pe cuvânt, dacă nu. Serios, o să fie ca lumea. Să văd slăninoaca cum se prăjește. Emiluț, da. Acolo ce se întâmplă, domne? Așa grampiri, cartofi. Ce faci cu ei, domne? Spălăm cartofi. Faci roate sau ce faci? Cartofi așa, natur, prăjiți, copți. Pare ca la țară, știi, tu pune cartofi în ler. În ler, da? Și facem o cantă de vin. Am văzut că ai ceva vin pe aici. Este, este. Și ai? Onorată națiune, avem deci jar, avem în acest moment grătar, cartofii sunt pregătiți de către Emil Nechiti, carnea de către Cristian Berar și Dinu Neagoș. Haideți, fraților! Ia să vedem ce aveți acolo. Mamă, mamă! Wow! Prezentarea organoleptică. Așa. Bă, ați fost pe la... Da. OPC. Și pe la Sanepid. Nu, aici, o punem la finanță, ne aruncăm așa frumos.